Departamentul American al Apărării a dispus transferul temporar a unor drone militare de tip Reaper la baza aeriană Câmpia Turzii. Măsura este luată până când baza aparatelor din Polonia va fi reparată. Autoritățile din Dolj sunt în alertă după ce 10 mistreți au fost găsiți morți. În alte 3 localități de pe malul Dunării a fost confirmat astăzi virusul pestei porcine, iar 10 de animale au fost ucise. 74 de senatori din Coaliția de Guvernare au depus astăzi un proiect de lege privind recunoștința între generații. În lege se prevede că părinții, bunicii sau străbunicii trebuie să fie susținuți financiar de copii dacă au nevoie. Ministrul francez al apărării salută decizia României de a încredința asocierii dintre compania franceză Naval Group și șantierul Naval Constanța a contractului pentru corvetele multifuncționale. Potrivit ministerului, valoarea celor 4 livrări de nave și a celor 2 modernizări însumează 1,2 miliarde de euro. Președintele Turciei și-a declarat astăzi disponibilitatea de a media conflictul dintre Statele Unite și Iran în contextul escaladării tensiunilor dintre cele două țări. Erdogan spune că a discutat această posibilitate cu premierul japonez în cadrul summitului G20. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.